Alionaș a pierdut de vreme mama, tânăra de-abia a împlinit 18 ani. Ea atunci învăța în al doilea an a universității pedagogice, locuia în oraș la căminul universității. Iar părinții în sat, tatăl lucra prin deplasări, iar mama cândva a predat la școala din localitate, dar ea a fost nevoită să se concedieze așa cum starea de sănătate nu îi mai permitea să muncească. Aliona mereu știa că mama are inima bolnavă, femeia des se simțea rău. În aceste momente ea brusc devenea palidă și strângea mâinile la piept. Lua pastile, iar uneori chiar și salvarea o lua. Aliona nici de cum nu se putea obișnui cu aceste atacuri, chiar dacă le vedea din cea mai fragedă copilărie. De fiecare dată ei era frică nespus de mult, dar ce se va întâmpla dacă mama nu se va întoarce? Cum va trăi atunci? Când Aliona a mai crescut, binefăcătorii rudele din partea tatălui i-au povestit fetiței că ea în general nu trebuia să apară pe această lume. S-a dovedit că mamei a fost categoric interzis să nască. Așa cum avea inima slabă și efortul anume nașterea și sarcina putea fi unul fatal. Dar femeia atât de mult visa la un copil că a mers la acest pas riscant. A dus sarcina până la termenul necesar și a născut fiica. Doar că după asta starea de sănătate a tinerei mame s-a agravat și mai mult. Atacurile au început să fie mai dese și mult mai puternice. Medicul atunci a spus că ea singură și-a semnat sentința. A adăugat buna mătușică privind-o pe Aliona, ce era nespus de speriată. Fetița adolescentă deodată a înțeles că anume ea e de vină în boala mamei. Mamă, pentru ce tu m-ai născut aveai acum să trăiești liniștit? Plângea ea în acea seară pe umărul celui mai apropiat om. Și care ar fi atunci sensul vieții mele? Mama gingaș mângâia peste spate fiica ce tresărea din cauza plânsului. Apariția ta este cel mai frumos lucru care cândva s-ar putea întâmpla cu mine. Doar tu și mă faci fericită și cum eu aveam să mai trăiesc dacă tu nu ai fi. Mama era pentru Aliona cea mai apropiată persoană, bună, răbdătoare și grijulie. Ea niciodată nu ridica vocea la fiica sa, mereu încerca să-i explice totul calm, o susținea și înțelegea toate grijile fetiței sale. Ele aveau atât de multe interese comune și activități preferate, broderie, seriale, plimbări, cărți preferate, gătitul. Și multe altele, cu mama fetița putea discuta la orice temă, ea cu siguranță știa că aceasta mereu o va înțelege. Aliona vedea că puțin dintre cunoscuții ei și prietene au asemenea relații calde cu părinții și înțelegea că ea are mare noroc. Tatăl desigur tot era prezent în viața Alionei, dar el mereu era cumva depărtat, chiar și puțin indiferent. Maxim el putea să-și întrebe fiica despre note sau să se intereseze dacă nu o supără nimeni la școală. El muncea foarte mult, luni în șir petrecea în deplasări, dar și salariul lui era destul de bun. Tatăl nu îi refuza în nimic fiicei, îi dădea ei bani pentru haine și distracții, dar nu arăta un interes deosebit față de viața copilului său. Odată el a recunoscut că nici nu-și imaginează cum ar trebui să se comporte cu fiica sa, iată de ar avea un fiu acolo avea să fie totul clar. Și la pescuit puteau merge și în garaj avea să petreacă timpul și reparația ar putea o face împreună. Dar ce e fiica, nu poate doar el să se joace cu ea în păpuș sau să brodeze. Pe Aliona această alegere o aranja destul de mult, pentru ea era de ajuns căldura și atenția mamei și pe tata ea nespus de mult îl iubea, dar aceste sentimente nici nu puteau fi comparate cu atașamentul față de mama. Și iată acest sunet, când la ora jumătate la două noaptea pe ecranul telefonului a apărut numărul tatălui. Aliona deodată a înțeles, ceva s-a întâmplat. Tata în general nu prea o suna, iar aici la așa o oră târzie o deranjează. Tânăra încă nu doarme, mâine ea are un examen. Ea stătea în pat și se pregătea la lumina unei lampe de masă. Tatăl cu o voce prea liniștită și chiar indiferentă i-a spus vestea îngrozitoare. Mama nu mai este. Ea a vrut iarăși un atac, el a chemat salvarea, dar de această dată medicii nu au reușit. La Aliona s-a întunecat în fața ochilor.
Vecina de cameră după i-a spus că credea că Aliona își va pierde cunoștința, atât de brusc ea a devenit palidă. Tânăra a pus fața în pernă și a strigat extrem de tare, lumea în jurul Alionei s-a prăbușit. Cum să mai trăiască acum? Pentru ce? Ce să mai faci dacă cel mai apropiat și scump om deja nu mai este și niciodată nu va mai fi? Apoi totul a fost atât de straniu, Aliona parcă își urmărea propria viață dintr-o parte. Iată ea stă printr-o mulțime de oameni care au venit să o petreacă pe mama în ultimul drum. Iată se întoarce în casa natală unde peste tot în jur sunt urmele prezenței omului drag. Iată se întoarce în oraș, trebuie doar cumva să-și termine studiile, cumva cu greu reușește să dea sesiunea. Cât de straniu nu ar fi, dar lacrimi tânăra nu avea, ea de parcă a împietrit și practic a încetat să mai mănânce. În ajunul înmormântării aproape spre dimineața, Aliona a reușit să adoarmă, căci până acum ea era chinuită de gândurile grele, care este acum sensul că ea să mai rămână în această lume dacă mama nu mai este aici. Și a văzut tânăra un vis, foarte neobișnuit. Aliona a văzut-o pe mama ce stătea în fotoliul din salon, doar că ea era încă foarte tânără, aproximativ în acea vârstă când însă și Aliona avea doar vreo 10 ani. Aliona s-a aruncat spre ea, lacrimile ce tot acest timp erau ținute în interior au ieșit afară, din cauza isteriei ce îi scutura tot corpul, ea nu îi putea spune mamei totul ce își dorea. Mama o privea pe ea cu ochi triști și tăcea permițându-i să-și plângă amarul. Și iată în sfârșit Aliona a reușit să se descurce cu sine însuși. Mamă, de ce m-ai lăsat? A stors din sinea sa tânăra. Eu atât de mult te iubesc, mie mi-este rău fără de tine. Crezi că am făcut-o intenționat? Mama ușor a zâmbit, dar ochii oricum îi rămâneau triști. Aceasta este calea mea, timpul meu deja a venit, iar tu încă trebuie să trăiești. Dar cum? Eu nu pot fără de tine, pot să merg cu tine, te rog. Nu, a răspuns mama gingaș, dar ferm. Tu ai încă multe lucruri ce nu le-ai finisat și tu te vei descurca cu toate, iar eu îți voi fi alături. Mereu voi fi alături, chiar mai des decât înainte, doar că tu nu mă vei vedea. Mămico. Aliona își dorea să o mai întrebe despre multe, dar deodată brusc s-a trezit. După geam deja se făcea ziua, tânăra s-a așezat în pat, în interiorul sufletului i s-a făcut mai ușor. A apărut presimțirea că mama nu a dispărut pentru totdeauna și că ele încă se vor revedea când va veni timpul. Ce vis straniu, Alionei îi părea că ea nu doarme, ci este într-o altă realitate. Paralelă, unde s-a întâlnit cu mama cu care nici nu a reușit să-și ia rămas bun și aceasta pe ea ca de obicei o liniștea. Desigur, tristețea, disperarea, neajutorarea, durerea, toate s-au întors, dar acum Aliona știa că asta nu e pentru totdeauna. Dar ei este greu, dar ea se va descurca, ea va trăi, se va strădui măcar de dragul mamei care o urmărește. Și totuși aproximativ 2 ani Aliona a existat ca un robot, totul făcea mecanic dintr-o simplă inerție. Lumea și-a pierdut din culoare. Toate din jur păreau false și nimic nu o mai bucura, chiar și ceea că se apropie sfârșitul anului de studii. În curând tânăra va deveni un specialist licențiat, se va angaja la muncă. Cândva ele cu mama visau la asta, dar cu părere de rău mama nu se poate bucura pentru fiica sa, sau totuși poate. Acel vis din ajunul înmormântării s-a înfipt adânc în memorie. Aliona des se gândea la cuvintele mamei, la faptul că ea mereu este alături. Uneori tinerei îi părea că ea îi simte susținerea. Drept că o parte din creierul ei tot îi spunea că fiica ce suferă singură și inventează aceste semne. Aliona continua să trăiască la cămin acasă, venea doar în vacanțe. Înainte ea cu nerăbdare aștepta zilele libere când va putea petrece timpul cu mama, să-i povestească ei toate noutățile și împreună să privească serialele preferate, dar cu plecarea ei casa a devenit străină, rece și lipsită de confort. Iar aici și tata i-a făcut o surpriză, s-a căsătorit doar peste un an după ce a devenit văduv. Cu o femeie tot din satul lor, peste câteva luni în familia lor s-a născut un fiu la care atât de mult a visat bărbatul.
Aliona nu putea să creadă că tatăl ei atât de repede a trecut peste acea pierdere și a găsit o nouă soție. Aceasta este o trădare. Anume așa tânăra percepea fapta tatălui. Aflând despre nuntă și copil, Aliona încă mult timp nu putea să-și revină, plângea și era supărată. Ea chiar nici nu a mers acasă în timpul vacanței, nu își dorea să-l vadă nici pe taică-său și nici pe noua lui soție. Iar după totuși a acceptat și a început să meargă în vizită la casa părintească. Dar cu apariția mamei vitrege, ea a devenit total străină. Nu erau bucuroși aici să o vadă pe Aliona și tânăra înțelegea asta. Prezența ei deranja pe toți, recele comportament a mamei vitrege, indiferența tatălui, dar totuși amintirile calde despre grijă ce i-o purta iubitoarea și grijulea mamei erau încă atât de proaspete și colorare. Contrastul îi provoca o durere insuportabilă. Și iată, în curând e susținerea diplomei. Să stea în căminul universității deja nu mai poate fi posibil. Ce să facă? Oare într-adevăr trebuie să se întoarcă în casa tatălui? Chiar și să-și imagineze este greu cum să locuiască acolo. În vacanță înainte de examenele de stat, Aliona a venit acasă. Trebuia să mai ia ceva din lucruri și în general parcă așa ar trebui să facă. La taică-său în acea perioadă a început tot mai des să între vecinul lor Simion. Acesta era un bărbat tânăr, cam cu vreo 10 ani mai mare decât Aliona. Liniștit și muncitor, nu atât de demult el tot a devenit văduv și a rămas în grija lui fiica de 4 ani, Varvara. Desigur că pe bărbatul interesant și cu perspective după nivelurile locale au încercat să-l aducă în familia sa nu doar o femeie, dar Simion rămânea rece și indiferent. Probabil, se gândea Aliona. El atât de mult își iubește soția că după plecarea ei nu se uita la nimeni. Iată, asta eu înțeleg, e dragoste. Tânăra observa că Simion cumva mai deosebit o privește, des își reține privirea și atent o analizează și în acest timp ochii lui emană căldură. Sau așa doar pare. Iar odată bărbatul a ales momentul când Aliona a rămas în curte de una singură și s-a apropiat de ea. Ceea ce el a spus a trezit în interiorul tinerei niște sentimente nu prea clare. Eu de mult mă tot uit la tine, tu îmi placi. A recunoscut acest om. Tu ești frumoasă, dar cel mai important. Drăguță, modestă, liniștită, gingașă, așa fete ca tine sunt puține. Aliona șocată tăcea neștiind cum să reacționeze, iar bărbatul din contra nu simțea nici pic de îngrijorare, rămânea ca de obicei calm și liniștit. Eu știu, îți vine greu ție fără de mamă. Eu tot acum trăiesc o pierdere și foarte bine îți înțeleg sentimentele. Continua Simion. Inima Alionei a început să bată mai des. În sfârșit s-a găsit un om care o înțelege pe ea, pentru că și singur a trecut printr-o situație similară. Deodată ochii s-au umplut de lacrimi, cu propria putere tânăra nu le-a permis să cadă. Dacă tu nu ești contra, putem încerca să facem cunoștință mai bine. Poate tu vei înțelege că eu sunt persoana ta, doar poate fi posibil una ca asta. Nici nu știu ce să spun. Cinstit, a recunoscut Aliona. Ea încerca să-și înțeleagă sentimentele. Simion mai mult îi plăcea ei, dar cu siguranță nu o respingea. Și totuși aceasta este o posibilitate minunată de a se muta de la taică-său și să încerce să înceapă o nouă viață matură. Trebuie să se uite mai atent la Simion. În acel timp scurt cât Aliona a mai fost în sat, Simion s-a arătat din cea mai bună parte. Ei mult se plimbau, discutau despre diverse teme, bărbatul mereu rămânea calm și o încarcă cu acest pozitivism pe Aliona. Cel mai important e că acest om îi acorda atenție și chiar încerca să aibă grijă de ea. Îi punea tinerei pe umeri geaca sa când se făcea rece. Nu uita să întrebe dacă nu îi este foame, ei îi oferea întrebări despre viața ei și atent asculta răspunsurile. Aliona a făcut cunoștință cu Varvara, fiica lui Simion. Desigur, ea și înainte a mai văzut-o pe fetiță. Ei mereu era milă de această micuță. Ea a rămas fără de mamă mult mai devreme decât însă și Aliona.
dar tânăra niciodată nu a comunicat cu ea, iar acum ele periodic se întâlneau. Fetița drăguță și credulă cu un râs zgomotos, cu o mulțime de pistrui pe năsucul mic a cucerit-o pe Aliona, dar și însă și fetița vizibil se trăgea spre cunoscuta tatălui. Sau o ruga să o împletească sau să-i citească vreo poveste sau pur și simplu se așeza pe genunchii ei și o îmbrățișa. Micuței vizibil nu îi ajungea grija unei femei. Dar unde sunt bunicii ei? De ce nimeni nu vă ajută să creșteți nepoțica? A întrebat odată Aliona. Așa cum de unul singur unui bărbat îi vine greu să educe o fetiță micuță, mai ales că tu muncești foarte mult. Noi ne descurcăm de minune. Deodată parcă a devenit trist Simion. Iar ce ține de bunici? Părinții mei locuiesc foarte departe și singură știi că eu nu sunt de aici, iar părinții soției sunt din Alexeievka și sunt dintr-o familie vulnerabilă. Eu am interzis că ei să se vadă cu Varvara prin judecată. Am fost nevoit să o fac, căci prea insistenți ei erau. Dar copilul nu are pentru ce să vadă asemenea rude. Eu încerc să o ascund pe fiică de la mizerie și dezamăgiri. Ea și așa a avut de suferit. Vacanța a luat sfârșit, Aliona a plecat în oraș. Prima dată în această perioadă lungă ea nu își dorea să se întoarcă la cămin. Ea s-a obișnuit cu plimbările ce le făceau împreună cu Simion. Cu grija și atenția lui, iar încă îi părea rău să se despartă de Varvara, căci fetița atât de mult s-a atașat de ea și desigur că pe ea o va întrista foarte mult dispariția Alionei. Dar ce să faci, înainte pe tânără o așteaptau examenele de stat și apărarea diplomei și ea trebuie să se pregătească pentru acest eveniment important din viața ei. Cândva cu mama ele atât de mult visau la ziua când Aliona își va primi diploma și va deveni tânăr specialist. Un om deja mare și independent. Tânăra se străduia extrem de mult, diploma ei va fi de culoare roșie, cât de mult îi pare rău că mama nu va împărți cu ea această fericire și cât de bine e că în viața ei a apărut Simion. Aliona simțea că el este acel om pentru care succesul ei va fi foarte important. Bărbatul sincer se va bucura pentru ea și nu pot fi niciun fel de dubii. El nu este tata ce zi de zi devine doar mai depărtat de ea. Odată Simion a sunat-o pe Aliona și a rugat-o să iasă din cămin. S-a dovedit că bărbatului i s-a făcut dor și el a venit în oraș să o vadă, doar pentru ea. Tânăra a ieșit în prag și deodată a sărit în brațele lui gingașe și calde. Prima dată după plecarea mamei, Aliona se simțea atât de importantă și se pare că chiar iubită. Ei atunci au stat într-un local, s-au plimbat prin oraș și deja înainte de a-și lua rămas bun, Simion s-a decis. Aliona ascultă. El gingaș a luat-o de mână și a privit-o direct în ochi, în privirea bărbatului serios și chiar sever. Era atâta căldură și gingășie că tânăra se simțea de parcă era învelită de o plapumă caldă. Tu îmi placi mie tot mai mult și mai mult, cu fiecare întâlnire, cu fiecare discuție. Eu vreau că tu să devii soția mea, dar eu am o fiică și sunt mai mare, așa că nu te voi presa. Gândește-te bine și îmi vei spune despre decizia ta când vei fi gata. Eu acum deja îți pot da răspunsul. Cu un ton încrezut a spus tânăra. Da, desigur, eu voi fi soția ta. Tu și Varvara sunteți cei mai apropiați oameni pentru mine, iar mai mult eu nici nu am pe nimeni. Ochii lui Simion s-au umplut de fericire. Bărbatul ce de obicei e calm și liniștit chiar a și zâmbit. A luat-o pe Aliona în brațe și a rotit-o chiar în fața oamenilor ce se grăbeau undeva. Lui Simion îi era indiferent ce se vor gândi oamenii despre ei și Alionei la fel. Ea se simțea fericită. Părea că totul acum va fi bine și vremurile grele au rămas în trecut. Prima dată din ziua de când a plecat mama, fata visa, își face ceva planuri, se bucura de viitor. Acum ea nu va mai fi nevoită să vină în casa părintească care de mult i-a devenit străină. Acolo pe ea doar o suportau încercând să nu îi arate neplăcerea, iar în casa lui Simion, Aliona într-adevăr este mult așteptată, și de însă și stăpânul casei și de către micuța Varvara.
Tatăl și mama vitregă s-au bucurat mult auzind noutatea despre căsătoria Lionei. Dar cum putea să mai fie, ea doar în sfârșit își va aduna lucrurile și se va muta, iar în odaia ei vor putea amenaja totul pentru micuțul frate. Mama vitregă discuta cu tata despre reparația ce urma în timp ce Aliona își strângea valizele. Simion a transportat-o pe tânără cu modesta ei moștenire în casa sa, a ajutat-o să-și aranjeze lucrurile și a servit-o cu ceai. Varvara mereu era în jurul lor ca o codiță și nu își putea crede fericirea. Aliona acum va trăi cu ei. Simion și Aliona și-au înregistrat căsnicia fără o sărbătoare foarte mare. Pur și simplu au mers la starea civilă între ei, el, ea și Varvara, iar apoi încă mult timp s-au plimbat prin oraș. Intrau prin cafenele și mergeau în diferite magazine. Au vizitat parcul de distracții și a început viața de familie. Aliona s-a obișnuit cu gospodăria, iar Simion o ajuta în toate, o învăța multe și o susținea. Tânăra s-a angajat ca învățătoare a claselor primare în școala din localitate. Lucrul ei îi plăcea chiar dacă salariul era destul de mic, dar bani le ajungeau. Simion la lemnaria s-a câștigat destul pentru că familia lui să fie îndestulată. Varvara nici pentru un pas nu se depărta de Aliona, ele făceau totul împreună. Și găseau și ordine făceau și la televizor de uitau. Venind de la grădiniță, fetița strâns o îmbrățișa pe Aliona, dar ea nu îi spunea mamă, chiar dacă Simion și încerca să o învețe să o facă. Dar Aliona și singură nu se considera a fi mama Varvarei, ea mai mult chiar se simțea ca sora mai mare a acesteia. Și ea nu insista că fetița să îi spună așa, ea o înțelegea pe micuță ca nimeni altul. Desigur că Varvara o iubește nespus de mult pe ea, dar totuși mama nu poate fi înlocuită de nimeni. Interesant ce părere ar avea mama despre căsătoria fiicei atât de devreme. Desigur devreme după obiceiurile contemporane. Cum mama ar reacționa la faptul că soțul Alionei este un văduv cu un copil în brațe? Probabil avea să o convingă să nu facă acest pas, la fel ca unele vecine ce își doresc prea mult să se implice în viața ei. La ce bun ai tu nevoie de Simion, plus la toate el mai are și un copil, te ia doar ca să-i fi de dacă. O încredința doamna Lidia. Ce sunt prea puțini băieți tineri pentru tine? Repetă doamna Zinaida. Lasă-l să-și ia de nevastă vreo femeie divorțată. Ce sunt puține la noi în sat. Iar tu încă vei reuși să le faci pe toate. Aliona nu prea asculta cuvintele celor din jur, inima ei se trăgea spre Simion, ce era grijuliu și atent, și spre Varvara. Aliona nu o considera pe fetiță de a fi o povară, ci din contra, într-un moment dat fetița a devenit pentru ea o alinare a sufletului în această căsnicie stranie. Comportamentul bărbatului se schimba fără a fi observat. De la început el era foarte drăguț și atent, o învăța pe Aliona să aibă grijă de gospodărie, îi explica și o ajuta, dar în curând au început să apară și reproșurile. De la început în mod de glume, căci nu e de ajuns să sare în mâncare sau că nu a pus acele farfurii pe masă sau că nu a reușit să spele pardoseala. Peste ceva timp bărbatul a început mult mai dur să-și expună neplăcerile. El deja își permitea să o numească pe Aliona neîndemânatică sau nordonată. Era obișnuitor, dar tinerei soții părea că pretențiile soțului au întemei, căci ei într-adevăr multe lucruri nu îi reușesc, dar și nu reușește ea să facă multe prin gospodărie, căci munca ia mult din timp și din puteri. Aliona încearcă în toate să-l împace pe Simion. La urma urmelor, acesta era unicul om matur pe tot pământul căruia nu îi este indiferentă soarta ei. Apropo, bărbatul des îi amintea ei de psrea asta. În asemenea momente, dintr-o parte Alionei, îi era plăcut căci el are grijă de ea și o iubește, iar pe de altă parte inima ei se distrugea de supărare și frica singurătății. Mai departe și mai mult. Într-una din zile, pentru o farfurie spălată neideal în Aliona a zburat un pahar. Tânăra s-a dat la o parte și acesta s-a spart de perete. Iată atunci prima dată ea a simțit frică.
Aliona nu înțelegea ce se întâmplă, Simion tot o îmbrățișa și o numea iubită și îi dăruia cadouri scumpe sau izbucnea de la orice fleac. În acest moment ochii lui sunt plini de furie și pare că bărbatul încearcă să se abțină pentru ca să nu facă cu ea ceva îngrozitor. Niciodată nu poți presupune ce îl va scoate pe Simion din fire. Uneori el doar vesel râde văzând patul ce nu este aranjat, iar alteori aceeași greșeală duce la izbucnirea furiei. Fiind plin de nervi, bărbatul își permitea să o jignească, iar uneori chiar și tare o împingea pe Aliona, arunca în ea cu diverse obiecte, cu orice ce numai nu îi nimerea pe sub mâini. Ce drept niciodată nu a lovit-o, dar tânăra soție înțelegea că până la asta e doar un singur pas. Și ce să facă când se va întâmpla una ca asta nu este clar. Unde să meargă? În casa tatălui, unde nimeni nu are nevoie de ea. Dar alte variante nici nu-i mai rămâneau, salariul Alionei nu este mare. Pentru viață de abia îi va ajunge, dar pentru ca să ia închirie o locuință nici nu poate visa. Și plus la toate mai era și Varvara, cum fetița va rămânea fără de ea. Ce va fi cu ea? Așa cum și ei periodic îi revenea de la taică său. Când pentru jocurile zgomotoase, când pentru lucrurile deteriorate. Cum numai Simion nu o numea pe micuță și des o lovea și o scutura numai așa. Aliona nu se putea decide să ia apărare copilului. Ea înțelegea că aceasta poate trezi o neașteptată agresiune din partea lui Simion și atunci vor avea de suferit ambele. Tânăra cum putea o susținea și o liniștea pe micuță după atacurile tatălui, dar trecea timpul și Simion devenea același soț și tătic iubitor, grijuliu și liniștit ca și înainte. Varvara de fiecare dată se bucura de întoarcerea tăticului bun și generos, iar Aliona acum mereu era într-o stare tensionată, ei îi rămânea doar să ghicească când va dispărea Simion și va apărea omul dur. Odată Aliona s-a reținut la muncă până seara târziu. Ea a intrat la grădiniță după Varvara și împreună ele au mers la marketul din localitate. Tânăra își dorea să cumpere niște colțunași cu carne pentru cină. Dimineața Simion, plecând la serviciu, a rugat să îi le gătească și să nu-l asculte pe el. Aliona nu putea, căci încă nu se știe cum va reacționa soțul. Va accepta totul adecvat sau îi va organiza un scandal grandios? Să verifice asta nu își dorea. În magazin Aliona a ales cea mai scumpă cutie de colțunaș preventiv, cerând părerea vânzătorului. El i-a și spus produsul cărui producător este cel mai întrebat. Tânăra, fără a se uita la preț, a procurat anume acești colțunași. Cel mai important e că ei să fie la fel ca și cei de casă. Acasă ea deodată a pus colțunași în apa ce fierbea. De la un minut la altul trebuie să vină Simion de la serviciu. Cât de gustos miroase! A lăudat-o bărbatul chiar din prag. Eu chiar sunt atât de flămând, îți mulțumesc, soțioară, eu am visat la o asemenea cină. Aliona a zâmbit, acum Simion era bine dispus, el chiar a și adus la ceai bomboanele ei preferate. Dar de ce nu poate fi așa mereu? Aliona a mers în odaia Varvarei, fetița a chemat-o pentru a-i demonstra unul din desenele ei. Simion a rămas la bucătărie, cum deodată la Aliona a ajuns un urlet de fiară. Aceasta deodată nici nu a înțeles că acesta este urletul furios a soțului ei. Aceștia sunt colțunași din magazin, striga acesta, din ambalaj. Cutia, se pare că el a observat cutia pe care Aliona a aruncat-o în urnă și a uitat să o ascundă. Cum i-a putea să greșească în asemenea hal? Bărbatul era enervat, la bucătărie s-au auzit ciocnirile veselei. Se pare că acesta a răsturnat cratița cu aci nenorociți colțunași, iar apoi a aruncat de pe masă farfurile. Aliona a încremenit. Varvara îngrijorată o privea pe ea. Fetița arăta foarte speriată. Iar apoi Simion a intrat în odaie și a luat-o pe Aliona de păr, chiar de fața copilului. Eu muncesc ca un cal și te întrețin pe tine, iar ție ți este lene să-i gătești soțului colțunaș normal. A strigat el direct în fața ei.
Aliona nici nu a început să se îndreptățească și să-i spună despre programul încărcat de la muncă căci era inutil. În fața ei nu era Simion, dar altcineva. Cineva îngrozitor cu ochi înfiorători. Cineva ce nu aude nimic în afară de propria furie. Simion a târât-o pe Aliona spre ieșire chiar de păr. Să se opună era imposibil, părea că capul se va desprinde de la corp. Bărbatul a aruncat soția în hambarul plin de mizerie și a închis ușa cu zăvorul. Vei sta până dimineața și te vei gândi la comportamentul tău. A răsunat vocea din afară. Leneșo, el a plecat. Aliona a răsuflat ușurată. Și ce dacă ea într-un halat subțire s-a pomenit în hambarul plin de praf? Dar Simion nu e aici, dar ce-i drept este frică pentru Varvara. Acum Simion se poate apuca și de educația ei. Sărmanul copil atât de devreme a rămas fără de mamă, iar aici încă și taică său e un adevărat tiran. Propriul părinte indiferent și rece ce și-a ales o nouă familie acum părea pentru Aliona o variantă destul de bună. În orice caz, el niciodată nu s-a comportat atât de dur cu ea și cu mama. Mama! Dacă i-ar fi în viața Aliona, niciodată nu avea să se pomenească într-o asemenea situație. Mama nu avea să permită una ca asta. Ochii tinerei s-au umplut de lacrimi. De ce totul este atât de nedrept în această viață? Era mijlocul lunii mai, ziua era la fel de cald ca și vara, dar spre seară începea să se răcească. Prin toată mulțimea de mizerie, Aliona a găsit o plapumă veche, s-a învelit cu ea și s-a culcat chiar pe pardoseala de lemn. Lacrimile ce nu puteau fi reținute curgeau pe obrașii Alionei. În cap avea gânduri ce o îngrijorau. Cum să trăiască mai departe? Unde să găsească puteri și finanțe ca să poată pleca de la soț? Dar o va lăsa oare el să plece? Iar dacă va și pleca, ce va fi după? Cine de ea va avea nevoie? Tânăra nici nu a observat cum a adormit, de parcă s-a teleportat într-o altă realitate. Ea s-a pomenit în casa sa, unde totul era la fel cum era înaintea venirei mamei vitrege în ea. Pe canapea stătea mama, Aliona s-a aruncat spre ea printre lacrimi și a început să povestească despre nenorocirile sale. Ea de mult își dorea să vorbească cu cineva, să ceară vreun sfat, dar nu era o asemenea persoană în care i-ar putea avea încredere. Și iată, în fața ei e mama. Aliona iarăși a fost vizitată de o presimțire stranie că acesta nu este un vis, dar o întâlnire într-o altă lume, la fel ca și atunci în ajunul înmormântării. De această dată mama arăta îngrijorată, ea cu un gest și-a oprit fiica și a prevenit șuvoiul plângerilor ei. Foarte serios a privit-o pe ea și deodată a strigat: ia copilul, fugi și nu te uita în urmă, mai repede, prin acest copil tu te vei și salva. Mamă! A strigat Aliona și următorul moment s-a pomenit pe pardoseala din mijlocul hambarului. Deci acesta a fost un vis. Doar un vis. Chiar dacă e așa, el a impresionat-o foarte mult pe tânără. Ea a înțeles că mai mult nu va adormi. Mama exact i-a spus să o ia pe Varvara și să fugă fără ca să se uite în urmă. Dar unde să fugă și pentru ce? Când Simion le va găsi, nu se știe ce va face el cu ea pentru una ca asta. Iar pe de altă parte, Aliona pur și simplu nu putea rămânea pe loc văzând ochii îngrijorați a mamei și strigătul ei. Pe când în timpul vieții ea niciodată nu ridica vocea. Ce vis straniu! Ce să facă? În sfârșit ea s-a hotărât, prin geamul de pe acoperișul hambarului ea a evadat și a intrat în casă. Acolo era liniște și întuneric, din dormitor se auzea sforeitul lui Simion. Acesta mereu avea un somn adânc după orice izbucnire a furiei. Aliona încet a intrat în camera copilului, spre uimirea ei Varvara încă nu dormea. Fetița stătea la marginea patului îmbrățișând genunchii cu mâinile. Aliona! Cu o șoaptă puternică a strigat aceasta văzând tânăra. Mie atât de mult îmi era frică că el a făcut ceva cu tine, atât de mult am plâns. Aliona a apropiat degetul de buze. Noi acuși vom pleca cu tine de aici, îmbracă-te numai încet.
până când fetița se îmbrăcă, Aliona a luat toate cele necesare pentru sine. A pus în geantă actele și hainele de schimb, ele nu se pot reține prea mult aici. Ținând-o pe Varvara strâns de mână, Aliona a ieșit din casa în care dormea Simion. E groaznic chiar și să te gândești ce va face el cu ele dacă le va prinde acum în prag. Dar el nu s-a trezit. Aliona și Varvara hoinăreau pe drumul din sat. Picioarele au devenit ude pentru că totul în jur era acoperit de roa nocturnă. Din ambele părți a șoselei prăfuite fără de asfalt, cât vedeai cu ochii, se întindeau câmpuri fără de margini. Dacă Simion s-ar porni din urmă lor, ele acum nici nu ar avea unde să se ascundă. Unde mergem? În sfârșit a dat întrebarea ce o chinuia Varvara. În Alexeievka vom încerca să-ți găsim bunicii. Ura! S-a bucurat micuța. Ei sunt foarte buni și mie mi este foarte mult dor de ei. Simion nu odată i-a spus Alionei că părinții răposatei soții sunt alcoolici și duc un mod de viață asocial, dar acum în afară de ei Aliona nu avea unde merge. Dacă ei într-adevăr sunt niște oameni atât de îngrozitori, tânăra deodată va merge la poliție. Acolo trebuie să o ajute, probabil. Dar să se întoarcă la Simion nu poate, el deja a întrecut orice limită. Din încă o izbucnire a furiei lui, ele cu Varvara pot să nu mai scape cu viață. Din urmă s-a auzit urletul unui motor, Aliona s-a întors și a văzut farurile unui automobil. Iar dacă aceasta e Simion, ce a pornit să le caute, dar ele nici nu au unde să se ascundă. Uitându-se mai atent, tânăra a înțeles că aceasta este un alt automobil. Mașina s-a apropiat de ele. La volan era o doamnă, ea de departe a atras atenția celor două figuri ce cutreierau drumul pe timp de noapte și deodată a înțeles că aceștia sunt niște oameni ce au nimerit într-o situație dificilă. S-a dovedit că călătorii stranii se îndreaptă în Alexeievka. Acest sat era în calea ei, așa că i-a luat la bord doi pasageri. În Alexeievka, Aliona cu Varvara, ce dormea în brațele ei, a intrat spre dimineață. Păstorul tocmai ducea la păscut turma de vaci. Pe el Aliona și l-a întrebat cum poate găsi casa bunicilor Varvarei. Aliona a văzut o casă trainică, proaspăt vopsită și cu o livadă îngrijită. Această imagine nici de cum nu se lega cu povestirile lui Simion despre părinții răposatei soții ce duceau un mod de viață marginal. Bunicii Varvarei, Antonina și Fiodor, s-au bucurat mult de vizita Alionei. Desigur că ei nu erau alcoolici, Simion a mințit despre ei și față de Aliona și față de angajații asistenței sociale. El peste tot avea ceva cunoscuți și el li-a interzis acestor oameni să-și vadă nepoțica. Și iată acum bunicii ce ne spus de mult o iubeau pe Varvara, o îmbrățișau și o acopereau cu săruturi. Aliona chiar a și bufnit în plâns privind această scenă. Ascultând prin ce au fost nevoite să treacă tânăra și Varvara, bunicii s-au îngrijorat. Ei nici nu își puteau imagina că Simion poate fi atât de dur. Mai mult nu vă veți întoarce acolo, a exclamat Fiodor. Nici Varvara, nici tu, vei trăi până când cu noi. Da, noi suntem foarte bucuroși să te vedem, și-a susținut soțul Antonina. Iar eu acum voi merge acolo și voi verifica situația, a decis bătrânul. Sub acompaniamentul oftărilor Antoninei, Fiodor a ieșit din curte și a urcat în vechea sanivă. Of, de nu ar face el ceva prostie acolo, își făcea griji Antonina. Eu doar am văzut cum Fiodor s-a enervat când a auzit despre ceea ce făcea Simion, numai să nu înceapă vreo bătaie. Bătrânul s-a întors foarte repede și arăta el foarte îngrijorat. Mergi și te plimbă prin curte, a rugat-o Fiodor pe Varvara. Acolo la noi este o pisică cu pisici, mergi și fă cunoștință cu ei. Când fetița a ieșit după prag, acesta s-a aranjat în fotoliu și și-a început povestirea. Cum tu ai spus? Răposata mamă ți-a spus în vis să fugi și să nu te uiți în urmă. Deci să știi, fetițo, te-a salvat ea pe tine. Și Fiodor a povestit despre toate ce a aflat.
S-a dovedit că spre dimineață Simion a turnat benzină peste hambar și casă și le-a dat foc. Totul a luat foc foarte repede, așa cum era un vânt destul de puternic. Când s-au adunat oamenii, deja nu mai aveai ce salva. Mai rămânea doar să stropească cu apă casele vecine pentru că focul să nu se răspândească și asupra lor. Pompierii au venit repede și au stins flăcările. Spre ochii localnicilor au fost prezentate doar rămășițele arse a clădirilor. În aer s-a lăsat tăcerea și iată atunci toți au auzit râsul. Râdea chiar Simion, el tot acest timp calm și indiferent urmarea cum oamenii luptă cu focul și în acest timp ochii lui erau cumva nebuniți și goi. Acolo erau oameni. A întrebat cineva din vecini. Unde sunt ai tăi? Acolo. Zâmbind a răspuns Simion arătând cu mâna spre ruinele ce fumegau. Soția eu am închis-o în hambar iar fiica în odaie, de acum aceste fiare nu mai sunt, lumea a devenit mai curată. Eu m-am descurcat. Oamenii au chemat poliția, pe Simion l-au dus la sectorul de poliție. Aliona cu sufletul la gură asculta totul, dacă ea atunci ar ignora visul acum nici ea nici Varvara nu aveau să mai fie în viață. Mama într-adevăr a salvat-o, ea cumva a trecut prin timp și spațiu și a preîntâmpinat-o despre nenorocirea ce o aștepta. Înseamnă că atunci în vis în ajunul înmormântării ea a spus adevărul, într-adevăr mama este aproape, mereu este alături de ea. Neprivind la toată situația groaznică ce s-a întâmplat, Aliona se bucura și a simțit o căldură în adâncul sufletului. Tânăra a rămas să trăiască la Fiodor și Antonina. Tatăl a venit și o chema la sine, desigur fără un deosebit entuziasm, așa doar pentru a-și păstra imaginea, dar Aliona a refuzat. Ea își dorea să fie alături de Varvara și bunicii ei. Fiodor și Antonina s-au dovedit a fi niște oameni simpli, dar foarte buni, care își iubeau nespus de mult nepoțica. Pe salvatoarea Varvarei ei au primit-o ca pe o rudă. Când Aliona și-a revenit puțin de la stresul trăit, Fiodor și Antonina au decis să vorbească cu ea despre viitoarea ei soartă. S-a dovedit că ruda Antoninei e director în gimnaziul municipal și acolo tocmai s-a eliberat locul învățătorului de clasele primare. Salariile în gimnaziu sunt bune, nu ca aici. S-a împărtășit Fiodor. Așa că aceasta este șansa ta. Un apartament noi îți vom închiria, nici nu te gândi la asta, pentru prima perioadă te vom ajuta, iar după și singură vei reuși. Dar nici nu îndrăzni să refuzi. A întrerupt-o Antonina. Tu ne-ai salvat comoara, nepoțica noastră, o parte din fiica noastră. În oraș Aliona a început o nouă viață. Ea a făcut rost de noi prieteni și colegi. Salariul într-adevăr s-a dovedit a fi bun, îi ajungea și pentru viață și de cadouri pentru Antonina, Fiodor și Varvara. Tânăra se străduia să-i viziteze în fiecare weekend, se trăgea ea spre acești oameni buni, iar ei mereu erau bucuroși să o vadă pe Aliona. O așteptau și se pregăteau de venirea ei. Antonina pregătea pentru scumpul oaspete pateuri gustoase, iar Fiodor o învăța să conducă automobilul. Eu și pe fiică mi-am învățat-o și pe tine te voi învăța, iar după și pe Varvara. O femeie modernă trebuie să știe să conducă. Anume Fiodor practic de mână a dus-o pe Aliona la școala auto și acolo ea a făcut cunoștință cu viitorul său soț, veselul și simplul băiat Alexei. El era instructorul ei. Tinerii de la prima vedere s-au plăcut unul pe celălalt. În curând, Alexei a invitat tânăra la primul rendezvous. Așa a ieșit că împreună cu permisul la finele studiilor, Aliona a mai primit și cererea în căsătorie de la instructorul său. Ei au construit o familie frumoasă. Din partea lui Alexei nu era nici urmă de ceva pretenții, el sincer o iubea pe Aliona și nu considera rușinos să ia asupra sa obligațiunile femeii. În curând ei au adus pe lume niște gemeni minunați, o fetiță și un băiețel. Soții desmergeau în Alexeievka ca să-i viziteze pe Antonina, Fiodor și Varvara. Iar ce ține de Simion? El a fost diagnosticat cu o boală serioasă care se manifestă într-o vârstă matură.
Deodată au fost vizibile unele semnale ale acesteia, doar că de la început Alionat, ce nu avea experiență, nu a observat nimic. Simion a fost internat într-o instituție medicală pentru tot parcursul vieții. Gândul că fostul soț se află după un gard înalt o liniștea pe Aliona, căci mai mult acest monstru nu va mai apărea în calea ei și înainte o așteaptă o viață interesantă cu multe momente frumoase. Aliona înainte nici nu se putea gândi că după plecarea mamei va putea deveni atât de fericită.